Seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție Dor de Adevăr. Invitații din această seară, doamna Ondin Gherguț, jurnalist România Liberă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Doamna Nicoleta Sabin, jurnalist, realizator la Nașu TV. Bună seara! Bună de veche, bună seara! Bine v-am găsit și mulțumesc că m-ați invitat! Și nu ultimul, dar fiind bărbați, am dat întâietate doamnelor, domnul profesor universitar Cristian Troncotă, general serii în rezervă. Corect. Și fost ofițer de securitate. Nu, aici o să fac, dacă îmi permite. Sigur, sigur. Absolvent sigur, al școlii de la Grădiștea. Și incendiară emisiunea în această seară, de asta nici n-am făcut introducere. Da, dar nu orice, n-am făcut cursul ăla. Grădiștea, care era centrale de informații. Militar în rezervă, militar. Nu, dumneavoastră erați creier. Nu, eu după cei 3 ani și jumătate după facultate am făcut 3 ani și jumătate profesor. Am fost profesor de istorie la școală generală. Eu am prins repartiție direct în București, au fost 6 posturi și am prins și eu. Și erați un foarte bun student, un foarte bun profesor și a fost recrutat pentru o pregătire specială la Grădiștea, școala securității, școala specială de spionaj și contraspionaj a securității. Da, așa este. Și acolo erau numai creierele duse. Mă rog, acum nu știu. Pentru acțiuni speciale. Da, da. Acțiuni, deci postul meu a fost la arhivă. Eu am lucrat numai la arhivă. Am lucrat până în 1989 decembrie, 31 decembrie, desfințarea DSS-ului. Câți ani aveați atunci, profesor? Păi 35. Câți ani aveți la Revoluție? 35. Da, 35. Și în 84, când ați făcut școala de la Grădiștea? Am făcut 4 luni la Grădiștea, deci din ianuarie, țin minte când am împlinit exact 30 de ani pe 12 decembrie, a fost și prima zi la Grădiștea și am terminat pe 8 mai. Cu gradul 1984, de? Locotenent major. Al securității, și, că era școala securității. Da, a Ministerului de Interne și era școala Departamentul securității. Dar faptul că timp de 25 de ani termenul de securism, care nu există în dicționarul explicativ al limbii române, e folosit aiurea. Securism. Nu există securism, securitate. Securistic. Ofițer nu, de securitate. Există, nu există aceste termene. Ofițer de securitate, da, există. Vai, ce de licențe face, domn profesor? Păi foarte multe, că eu noi, le-am popor și român definit. Nu, le-am și scris. Ha, eu le-am și scris. Ce tare a început în și le-am și demonstrat. Și vi le demonstrat. Dar ce înseamnă securism? Ofițerul de securitate nu, care... Nu, nu, securist nu există. Există definiții pe internet fabuloase. Sunt profesor, așa, stai și râzi numai. Haideți să ne... Deci pe internet zice că securistul e cel disipăm. Care face rău oamenilor. Asta e o definiție super. Să nu ne disipăm. Spuneți-mi deci, care era rolul dumneavoastră acolo și ce ați fost, învățat dumneavoastră acolo. A fost folosit în mod peiorativ din decembrie 89 și până în, la ora actuală și acum văd că îl folosesc unii la fel în sensul peiorativ. Și ne încurcă nouă socotelile și marile probleme care le avem la ora actuală. De ce? Pentru că acest termen a fost folosit în mod peorativ de către o propagandă foarte profesionistă care scrie pe ea KGB. Și dacă vreți aici vă dau câte exemple istorice vreți dumneavoastră. Păi așa și despre dumneavoastră se poate spune că ați fost apropiat de KGB pentru că ați fost prieten cu Larry Watts. Cu domnul Talpeș, care a avut simpatie și activități mai apropiate de Rusia. Eu am pe care nu mi le-a scris nici ați domnul fost Leriot, promovat în perioada în care Talpeș era consilier șeful administrației prezidențiale la Iliescu. Domnul profesor, este public, văd mereu și nu are nicio reținere. O propoziție să fac pentru aia care mă fac pe mine securist. Da, ofițer eu am lucrat timp de 26 de ani, 5 ani înainte, de Revoluție și 21 de ani după în sistemul de securitate al României. Iar eu sunt foarte fericit cu această taxare de securist ca lucrător de securitate. N-am lucrat niciodată operativ să recrutez oameni, să fac poliție politică represivă. Atenție! Hai lăsați acum că dacă am studiat și eu nu știu că câte... ați învățat foarte bine și ei recrutau din facultate, studenți foarte buni. Și lucram la CID, deci arhiva unde lucram eu,
era aici la Crețulescu, avea centru, unde biserica. Da, și specializarea era de dezinformare. Nu, aiurea. Era centru de informatică și documentare, acolo 80% erau cei mai buni informaticieni. Deci cei care mai terminau... buni sociologi și cei mai buni psihologi, da, acolo se care făceau... știau ce au de făcut, ce mesaje trebuie și acolo să transmită populației, ce mesaje birou. Pot manipula populația. Nu. Asta este rolul unui ofițer de informații, profesor, suntem copii. Păi asta, dacă vreți, vă explic și istoric, dacă vreți dumneavoastră și teoretic, da, istoric. Și vă dau orice fel de detalii, că eu n-am lucrat cu secrete de-astea teribile pe care să le ascund toată viața. N-am avut. Eu am avut acces cu aprobări la dosare pe care le-am folosit în scrierile istorice, inclusiv în elaborarea tezei de doctorat. Iar eu am fost primul care am spus că atâta timp cât pe 31 decembrie, prin decret al Consiliului Frontului Salvării Naționale, Departamentul Securității Statului se desființează, din momentul acela aparține istoricilor sau istoriei. Avem acces la... Că arhiva aia a fost pe mâna unora care au curățat-o de puțin cu materialul clientului. Cred că sunt două lucruri foarte importante. A zis că niște oameni care zic despre... folosesc cuvântul securist sau securiști, ne încurcă socotelile și că propaganda asta că sunteți securiști și sunt anatemizați securiști vine de la KGB. Că suntem aia răi, vine de la KGB. Și vă demonstrez dacă de ce vine de la KGB? Pentru că ei au sunt fost frații cei... dumneavoastră? Nu. Păi ce v-a instruit CIA-ul? Nu. Stați puțin. Deci, începând cu 1965, până în 1989, Ceaușescu a făcut un lucru prost pentru România. A promovat această politică de distanțare față de Moscova, care în decembrie 89 ne-a făcut mare rău. A făcut 1000 și ceva de victime, morți, care după părerea mea și vă demonstrăm părerea mea. E crimă contra umanității. Nu vă supăr. Este demonstrat acum și este confirmat. Deci e crimă contra umanității și nu se prescrie. Și cine a făcut crimă să răspundă. E confirmată și... Nu se prescrie că este obținută de el imprescriptibilitatea acestor fapte. Datorită grevei cu oameni pe care... A făcut o dorumărieș, e meritul lui. Dar eu am văzut pe 21 ofițeri de securitate care au tras în mulțime, domnule profesor. Și nu numai eu, un grup din care făceam și eu parte. Aici, și pe urmă i-am recunoscut. Și discutăm foarte serios, pentru că din cercetările pe care le-au făcut armata a tras, a tras toată lumea, și miliție, și armată, și securitate. Poate dovedi că, uite, un ofițer, unul singur, ăsta l-a omorât pe acela care era în stradă și își cerea dreptul. Domnul profesor, acum cu certitudine... Poate e nișe pe care o... Cu certitudine, în perioada 17-22 decembrie, toată lumea, toți cei care au deținut arme de foc, au avut armament la ei și au fost sub același ordine. Am venit pe grabă și nu v-am adus duplicitarii, dar vă promit cu mâna pe inimă că trec pe aici și vă las și distinsurilor doamne să le aduc câte un exemplar. Mie îmi pare foarte rău că nu mi-ați adus umbrele. Ce anume? Că nu mi-ați adus umbrele. Așa, dar să le lecturăm ca beneficiu, sub beneficiu de invernare, pentru că nu o să credem tot ce Nu, e numai demonstrație istorică, eu n-am nicio... Eu ca istorie lucrez cu materialul clientului. Domn profesor, acum privindu-ne în ochi, nu m-am estecat pe mine cu Larry Watts, eu am avut o... Păi n-ați fost apropiați? Eu am participat la mai multe lansări de carte. Apropiata lui Ceaușescu. Și i-am lăudat. Eu n-am nicio treabă cu un gabar, n-am nicio. Ce l-a plătit? Eu cartea am lansat-o, am comentat-o foarte frumos și o singură critică i-am adus-o pe care eu rostesc mereu când mă invită la dezbateri și la lansări. De ce omite să spună ce beneficii a avut poporul român de pe urma acestei politici de distanțare de Moscova? Nu zic antisovietică, că e deja o chestie exagerată. De distanțarea față de Moscova n-a adus nimic bun pentru ruși. Rușii după Revoluție și-au reactivat
agenții de influență, de care sunt, de, îi aveau și au dezvoltat. Am că acum spionează mai mult decât în 1980. Pentru că și-au cumpărat o mulțime din industria românească, pentru că au cuiburi, ca să zic așa, tocmai ce ta era pe onești, adică oamenii ăștia iar unul dintre cei care le-au sprijinit afacerile este și domnul Vosganian, dacă stăm să ne amintim niște stenograme WikiLeaks, că tot a spus dumneavoastră de WikiLeaks, dialogul între Vosganian și Tăriceanu, da, și Gazprom. Încet, încet începem să intrăm în emisiune, eu am lăsat vorba acasă că sunt șomer în seara asta, pentru că știam cu două doamne și vorbesc serioasă. Mintea mea care este și vă mulțumesc din tot sufletul că mi-ați permis să explic lucrul ăsta. Cu mare drag, cu mare drag. Mi-au pus întrebări suplimentare să nu mă mai facă Ofițer de securitate, domnule profesor, așa am spus. Ofițer de securitate, da. În arhive, specialist în arhive. Până în 99, după care spuneți ofițer SRI, nu? După care spuneți ofițer SRI. Deci eu mă mândresc că am lucrat în sistemul de securitate. Dar îi jigniți pe mari. Deci țara asta a avut și înainte și acum au mari ofițeri de informații pentru securitate. Și deci eu vorbesc structurile românești. La ele mă refer și eu. Așa, structuri, au mari ofițeri. Și nu mă comparați pe ei, că eu n-am lucrat niciodată, nu știu cum să lucrez. Doamna, îmi permite și mie să ne privim un ochi, două minute, să fac și un dialog cu domnul profesor. Domnul profesor, eu când am spus că îmi pare rău că n-ați adus umbrele, o spun că mi-aș dori măcar la una dintre ele să le strâng mâna. Da. Oamenii ăștia n-au identitate, n-au viață, n-au nimic până la urmă. Nu sunt multe. Întrebarea mea este... Au avut multe necazuri, să știți, și încă mai au. Au avut multe necazuri de la înființare. Da, da. Adică au fost preluați de micuți de acolo și crescuți foarte greu. Au avut probleme în 89. Da, da. Au avut probleme a doua oară în 21, nu mai puțin, în 20, termin repede, în 21 mai 1990. Da. Din nou, a doua zi mare, când Iulinescu își bate joc de tot ce înseamnă structură națională. Haideți ca să ne înțelegem. Structura națională de... De apărarea țării. Adică de securitate, da. Nu știu dacă erau securiști. Nu, siguranță, să zicem. Ei, erau culegători de informații, erau culegători. Eu știu că n-am nicio treabă, am câștigat proces împotriva lor, m-au ascultat și înainte de 89 și seriu după 89, deci n-am niciun partripri. Ce mă deranjează că un mare cap al seriului din momentul ăsta aflu că s-a interesat de acești oameni în urmă cu câțiva ani. Și dacă și-a permis să facă acest lucru, patriotismul n-a funcționat în mintea lui în acele momente. Acum știu la cine te referi. Deci e bine să plece. A plecat unul, cred că trebuie să plece și al doilea. Nu știu dacă m-au ascultat, să le pun acolo și umbre, dar România încotro, da, m-au ascultat. Ne interesează pe mine cel puțin și sunt convins că pe toți de aici, de la masă, ne interesează România. Depinde dacă te referi la Coldea, nu, pentru că a făcut foarte multe lucruri pentru anticorupție și pentru ce a făcut pentru cine transmit mesajul ăsta, cred că înțelege. Da. Vă să pun și o întrebare? Bun, puteți să puneți ce întrebări vreți. Eu profit, n-am fost, e prima dată când sunt într-o emisiune cu domnul Troncotă. Te rog. Așa, domnul Troncotă, acolo la școală ce ați învățat, ce condamnă întâi? Ce am învățat ce am învățat? Nu. Eu am învățat patru luni. În cele patru luni. În cele patru luni. Da. Care e butada? Că eu sunt beneficiar al unor înghilimele, adică cetățean trăitor care mă confrunt cu diverse lucruri. Ce să condamn eu? Mintea care a comandat sau brațul care a executat? Pentru că aud de foarte multe ori că există oameni care au avut funcții de analiză, de sinteză, că nu au fost implicați, că nu au făcut poliție politică. Da, dar în urma unor analize și sinteze s-au luat niște măsuri. Și poate că acela care a semnat analiza și sinteza nici nu-și imaginează măsurile cum au fost puse în practică de către unul și altul. Și atunci ar trebui să aibă procese de conștiință, nu atât cel care a torturat,
cât cel care, prin ceea ce a cerut el, a comandat tortura. Nu, pentru că în ultima perioadă am văzut că sunt sunt exonerați cei din umbră, mințile luminate care au comandat. Și ați trăit acolo și ne puteți spune dacă atitudinea asta a existat la nivel de serviciu. În care 10 ani, 5 ani înainte și 5 ani după Revoluție, am lucrat în cadrul aceluiași compartiment, care s-a numit arhivă. Da? Arhivă. Bun. Și arhivați am toate documentele care veneau de la toate departamentele. Nu. Anumite documente, de la unitățile centrale în județe, fiecare securitate județeană avea propria arhivă. Acum CNSAS-ul le-a centralizat un lucru extraordinar. Ce a primit? Ce a primit și cât a primit. Ce nu se arhiva înainte de 89 la arhivă, erau documentele lui 110, deci exact asta mi-ați anticipat. La arhivă trebuia să vină tot. Vă veneau documentele strict secrete? Nu, pe externe nu. Și dânsul a lucrat mai mult pe externe, că la grădiștea cam pe asta s-a lucrat. Înțelegi? Pe informații, contrainformații, adică, militare. Adică fantomele le știți? Fantomele de pildă le știți? De care vorbea Doru? Deci fantomele nu Umbrele. Există. Nu există. Așa zisele fantomele sunt parceva. Da, fantome sunt. Nu vorbeam de ele. Nu. Poftim? Vorbeam de cele de după. A, de după? Deci orice servici de spionaj, deci vorbim de după. Are dreptate, lucrează cu ce fantome. Ăstea sunt ofițeri de plin conspirați. Termenul tehnic ăsta este de plin conspirați. Ce înseamnă asta? Că nu există o centralizare a lor, o foaie de hârtie sau o cartotecă există, unde caută. Există, profesor. Vă rog eu frumos. Singurul care la are, de informații externe. Lăsați-mă să vă spun. Singurul care are această evidență este șeful unității care răspunde de ofițerii de plin conspirați, care el are o arie de securitate total diferită de a celorlalți. Adică el este foarte bine supravegheat ca nu cumva să facă vreo prostie. Există o direcție. Au existat în istoria acestei instituții un șef nu chiar de structură 195, era structura care asigura securitatea acestora. Securitatea la securitate. Unul care, da, securitatea securității sau paznicii paznicilor, da. Le zic așa, ca să mă înțeleg. Asta este structura fiecărui. Bun, așa. A existat unul din 195, ăsta care numește 85, a fost prins în flagrant, da, că dădea informații afară la advert. În 85. Adică îi dădea lui Gorbaciov. Și acest ofițer, a fost condamnat la moarte prin decretul, nu, din 88, i s-a comutat la 20 de ani, iar în celebru avion de la Pentagon, care a venit pe 22 cu Corneliu Bogdan, l-a dus special pentru funcția de ministru de externe în primul guvern și a ocupat această funcție, dar a murit subit în 6 ianuarie. Domnul acesta a venit cu acest avion și a plecat cu câțiva. Eu am identificat, erau mult mai mulți acolo, nu știu dacă o să pot în viața mea de acum încolo, de cercetător, că altceva îmi pot să identific. Era așa, era Daniela Borâlă, fosta soție a lui Valentin Ceaușescu, cu băiatul, avea 4 ani atunci, acum a venit în țară. Au plecat un foarte băiat. Mult și Popoviciu și... Mă rog, deci a fost acest... Și s-au întors pe urmă ca mari investitori. Ofițer de la 195, dovedit, clar, prins, luat din închisoare și dus la avion, avionul care a plecat în 24, și Dana Pacepa. Și au mai fost și alții. Da. Da. Pe care au mai fost și alții. În departamentul de stat. Bine, cine a cerut? Nu contează lucrurile astea. Pe mine mă interesează cu totul altceva. Cine sunt umbrele care pe românii dizidenți de aici
îi băgau în pușcărie, îi maltratau și pe cei care manipulau mulțimea în România. Și dintre ei cei care trădau. Pe aceea, domnul profesor, stai să ne amestecăm niște profesioniști cu măgăriile care s-au făcut la direcția întâi. Domnul profesor, numai puțin, haideți să ne amestecăm măgăriile care s-au făcut la direcția întâi. Păi, dar stați puțin, nu, că acolo sunt, a fost tot. Acolo a fost tot. Și Corneliu Coposu, și toți dizidenții, și Ion Rațiu, și așa mai departe, da? Și Ion Puiu, și așa mai departe. Deci, haideți să nu le, să nu unitatea care a condus o Raț, parcă așa îl chema, nu? În 90. Rațiu. Rațiu, nu Raț. Așa, în 90, acolo și acea unitate și acele dulapuri în care se găseau documente privind urmărirea, în special a celor din partidele istorice, da? Și a persoanelor. Nu trebuiau să dispară acele lucruri, și trebuiau scoase. Necomplice. Din păcate le-a preluat Măgureanu, cineva a avut grijă. În acea unitate, numai o secundă. Eu, dacă numai o secundă. Vreți să deci vă spun, nu le confundăm cu umbrele. Ăștia erau ofițeri la vedere care au bătut, au ucis și au bătut joc de familie dizidenților, le-au băgat femei în pat, le-au dat să bea până ce i-au nebunit și așa mai departe. Dacă vreți să mă credeți, mă credeți. Dacă nu, să știți că o să rămân cu un gust amar dacă nu mă credeți. Vă rog din tot sufletul să mă credeți că n-am mințit niciodată și nu vă mint nici acum când vă spun. Păi trebuie să mințiți ca ofițer de informații. Nu mint. Eu nu-s duplicitar, îmi pare foarte rău. De-aia nu-mi place să mă confundă cu alții. Asta se învăța la grădiștea. Nu, eu am scris despre epoca aia, duplicitarii le-am spus, 65-89 și fac un portret al lor. Bun, deci adică eu aceste... Vă învățați să mințiți atât de bine încât să vă convingeți pe dumneavoastră că spuneți adevărul și abia deci după aceea pe ceilalți. Stai să vedem ce spune și tragem o concluzie, doamna Undit. A dispărut din arhivă nici o foaie de hârtie, mai ales dosarele foștilor disidenți care acum deveniseră oameni importanți în viața politică. Eu știam de la bătrânii seseiști, ai grijă, mi-au arătat când m-am dus eu atunci în 84 dosarul lui Nicolski. Habar n-aveam cine era Nicolski. Când m-am apucat, stați puțin, venisem ca un băiat cu studiu istoriei, dar habar n-aveam despre istoria instituției. După ce m-am pus deci la Cristescu învățase bine. Stați puțin, învățase bine. Cine? Nici Drăghici, nici Nicolski. Nici... Atunci am învățat, da. În anii aia ce am citit dar acolo, noi care am scris cartea... Am scris... Lăsați, că n-ați știut înainte. Ba, știam de Drăghici și de Nicolski. Bun, eu la școală și nici la facultate n-am învățat despre ea, acolo am învățat. A fost a doua facultate care am făcut-o și mi-a folosit enorm și le mulțumesc și acum pentru această șansă care mi-au dat-o să studiam 18 cărți scrise. Da? Dintre care și torționarii, istoria securității 48 de bine ce conțin cărțile alea. Dacă vă rog, ne scrieți istoria... O să vi le dau să le citiți și să-mi spuneți și mie dacă e ceva neadevărat. Cât am putut și eu să cuprind. Deci, încă o dată, după 90 nu a dispărut nicio filă din niciun dosar a foștilor disidenți. Din potrivă, dosarele domnului Diaconescu, și avea multe, le-am luat, le-am pus deoparte. Și dacă a vrut vreodată cineva din conducere să vină să solicite, întotdeauna le-am spus, dosarul Enescu există? Domnul Enescu m-a rugat odată din tot sufletul. Domnule i-am profesor, luat, i-am toate dosarul Enescu există? Dacă n-a dispărut nicio filă? Nu, la noi nu a fost, pentru că v-am spus, era 110, era 110, 110 nu era extern, 110 era... Unde a fost Bucur, Constantin Bucur. Că eu ulterior am pus și eu umărul și am reușit să salvez arhiva lui 110, să o microfilmez în mai multe exemplare ca să nu ne fure rușii, asta e cu totul altceva. Asta e cu totul altceva și se păstrează și acum. Și este o parte din ea, s-a dat și la CNSAS. Da. Asta ca să dar o filă n-a dispărut. Gura păcătosului adevărului, ați spus o parte din asta de la CNSAS. Ultimul lucru, în dosarul, domnului Coposu, care s-a pus intact, era un plic la sfârșit, unde era o cheie și era sigilat plicul ăla, nefiind numerotat, am spus, domnule, nu-i corect lucrul ăsta. Vă rog frumos. Și atunci am făcut eu un nou proces verbal și am adăugat această anexă și am atras atenția că acolo este cheia de la intrare. Deci era cheia de la intrare și le-am atras atenția, nu cumva să lipsească chestia. Păi da, asta nu putem microfilma.
Nu mai microfilmați nimic atunci. Până la urmă ne-am înțeles. Deci am fost scrupulos până la ultima filă. Cred că ați fost scrupulos și cu lista... Nu a dispărut nimic. Și cu lista ofițerilor acoperiți, domn profesor. Nu, deci lista ofițerilor acoperiți, securitatea internă n-a lucrat cu ofițeri acoperiți, a vrut să lucreze cu ofițeri acoperiți. Agenți acoperiți. Nici agenți, nici nimic. Agenți. Aveam toată agentura secretă acolo, sigilată, cea pe care a încercat să o facă Doicaru, exact. În 1973-75, când preluase comanda și a spionajului și a contraspionajului. Lăsați-mă să vă... Eu descriu, am un capitol unde descriu treaba asta în duplicitarii. Așa. Și a făcut tot contraspionajul și în București și în țară, l-a organizat pe rezidențe conspirate. Dar ideea lui era bună. Că toate serviciile de contraspionaj lucrează cu rețele acoperite. Foarte bună treaba, modernă, occidentală, așa lucrează și SSI-ul dinainte de război. Dar care a fost tâmpenia? Tâmpenia făcută de noi, de instituție și de oamenii care erau atunci în instituție. Toți ofițerii de contraspionaj s-au făcut, nu mai veniți la servici, duceți-vă în Vila Cutare, acolo e rezidența voastră, sunteți ofițeri acoperiți, le-a dat nume conspirative la toți și ăștia... Domnule, și că băi, Nea Gheorghe, ce mai faci? A fost chiar așa, am vorbit și eu cu domnul Vasile Machedon în anii 90 și mi-a povestit foarte în multe. În cartea mea dau pasaje din rapoarte făcute de ofițeri. Eu știu de la ofițeri acoperiți direct. Deci eu vă spun că după această încercare 75, toate rezidenturile acoperite, sigilate, erau acolo, nu se dădeau la studiu decât cu aprobarea șefului DSS-ului, da? Și rar așa veneau să se uite la ele, dar ea nu lucrau, mă înțelegeți? Deci a fost o încercare de organizare și s-a renunțat la chestia și atunci toată arhiva aia, Hârțogăraia, aia a rămas acolo. Nu era operativă. Deci domn profesor, nu era operativă. Domn profesor, știți ce puteți face cu oamenii ăștia? Îi puteți face în foi de viță și prin ei toată societatea. Domn profesor, noi aflăm în primul rând că acoperiți au devenit cei mai mari oameni de afaceri, cei mai mari corupți în România. Vorbim de două lucruri. Ofițerii acoperiți care erau la SIE în momentul decembrie 89, au devenit oameni de afaceri toți. Aia ce? Da. Păi, și au furat de autobuz. Ba, unii s-au făcut și ofițeri acoperiți în continuare ca să nu răspundă penal. Până când cei s-a care lucrau la Dunărea, cei care lucrau în fabrica de diamante sintetice. Da, ăștia care... La Arcom, la toate... Auziți? Să vă mai spun ceva. Da. În marea majoritate a rezidențelor DIE din exterior, principala sarcină care era? Să facă rost de piese piețe de desfacere, de... Nițică tehnologie cât se mai putea. Nu, dar ei trebuiau să găsească firme cărora să le vândă producția pe stoc. Dacă făceau treaba asta, după aia puteau să dea informații ce vor ei. Domn profesor, primul lucru, toți acoperiții au plecat la începutul anilor 90 în străinătate, aveau conturile acolo, au luat banii de acolo, s-au întors ca mari investitori și au făcut jaf național. Problema este România. Ne întoarcem, domn profesor, din nou. Din cauza faptului că a lipsit o strategie la nivelul instituției, asta a fost o parte dintre profesor. Ei s-au refugiat în strategia lor să salveze ceea ce credeau ei că trebuie salvat pentru ei. Nu-i conceptul, deci ei trebuiau să se salveze. Domn profesor, nu-i conceptul perdeaua de fumă lui Andropov de salvare a nomenclaturii și a cadrelor securității, respectiv acolo are KGB-ului, dar folosit în tot latul comunist? Asta era al lui Andropov, da? Foarte bine aplicată în tot spațiul estic, păi și ce cu excepția României. E, nu, la Malta, asta uitați-vă, vă dau să citiți Fenixul Roșu și la Malta. Am citit-o, citit Fenixul Roșu. Ați văzut acolo ce îi spune la un moment dat președintele Bush lui Gorbaciov, îi spune, domnule secretar general, e foarte bine cum ne-am înțeles, e un plan bun, dar garantați dumneavoastră că nu o să existe colonei nebuni? Și el a spus, eu nu vă garantez, dar cred că
stăpânim situația. Dar acolo la cine se referea? Știți că la Ruși exista instituția administrativă. Se referea într-un colț din segmentul ăsta central răsăritean, european, unde se întâmplau evenimente care trebuiau ținute foarte bine sub control, că puteau să iasă. Cum de altfel s-a și întâmplat. A ieșit de sub controlul lor. Domnule, dacă îmi spuneți mie că rușii au controlat toată situația de la capul Alfine, eu vă spun că nu e adevărat. Ei au pierdut-o de sub control. Au pierdut-o de sub control. Acum inclusiv Parlamentul și acum au început să controleze că au agenți de influență, da. Au agenți de influență. Dovadă ce se întâmplă în Ungaria. Au foarte multe influență, dar vreau să vă întreb altceva. De instituția administratorului secret al întreprinderilor de stat ruse, ați auzit? Da. Da, știu. Și îmi garantați mie că noi n-avem echivalentul acestei instituții în România? Pentru că asta înseamnă că dacă avem un administrator secret, să înțeleagă telespectatorii, consilierii de administrație de acolo sunt așa, de decor, de muncava. Că administratorul secret este cel care decide ce se întâmplă. E normal. Vedeți că la noi nu s-a putut organiza o astfel și funcționa la parametrii foarte eficienți o astfel de instituție în România, din simplu motiv că ei, scăpând lucrurile de sub control aici, la București s-a strigat jos comunismul. Nu la Praga, nu la Dresda, nu la Potsdam, nu la... La Praga s-a strigat jos comunismul. Unde? Când s-a strigat? S-a strigat în când? În primăvara pragheză, cu anii normali. Nu, vorbește de momentul 89. Eu vorbesc de 1989, la București. Aici, în piața Palatului, aici, în 21 ora. Seara, s-a strigat... Ora, imediat s-a deschis focul. Profesor, am avut sau nu administrator secret? Că asta e foarte important. Deci n-am avut să vă spun de pentru ce. Pentru ce ni se întâmplă pentru cu că a doua etapă era planul ăla de rezervă al lor, pe care l-au pus în funcțiune foarte bine și de urgență, și de-aia s-au întâmplat și nebunile care s-a... Da, păi vedeți, este stenograma din 27 decembrie, aia spune tot, dacă o citiți cu atenție, e superb, domnul din Iliescu. Din 17 decembrie, nu, din 27, nu, din 27, scuzați, 27 la prima Ceaușescu, da. Era domnul Petre Roman, domnul Ion Iliescu și Tiajelnikov. Da. Și vorbește Tiajelnikov acolo, domnul Iliescu îi spune, transmiteți-i tovarășului Gorbaciov, că vorbea cu tovarăși atunci, mulțumirile noastre pentru ajutorul fundamental pe care ni l-a dat. Și a spus, da, transmit, dar vedeți, ajutorul o să continue la fel ca și până acum, în domeniul economic, militar și politic. Păi cum adică până atunci ne dăduse ajutor militar? Recunoaște în stenogram. Și vă îl dăm în continuare. Păi din 22 decembrie seara a început să dea ajutor. Da. Se instala la putere o nouă conducere sovietică, din păcate. Corect. Începând cu seara de 22 decembrie. Iar ai noștri mureau. Au scăpat de sub control evenimentele. Da, au scăpat pentru că s-a toată chestia aia cu domnul Iliescu și nu știu ce, într-adevăr a fost. Băi, ori îl punem, îl susținem, o găsenință. Deci îl punem și pe ăsta, că altfel s-a terminat tot. Mult, să spunem că sunt teroriști. Păi toată povestea aia mărșeavă. Dom'le, au murit 1000 de oameni de pomană după 22. Într-o diversiune? De doar fapt, pentru acolo a fost diversiunea și acolo a fost amestecul ăsta mărșeavă al lor. Da, păi în 22 au omorât și după aia nu mai avea valabilitate strategia asta să-mi bage în întreprinderi, nu știu ce, că nu ținea. Toți oamenii erau porniți. Aduceți-vă aminte, nu pierdeți din vedere piața universității, unde acolo, într-adevăr... Ne dați nouă lecții nu de piața vă dau lecții, dar n-avem voie să vorbim. Deci în piața universității... Dar cum, cum era, domn profesor? Cine a privatizat? Cine a adunat în capitolul națiunilor? A început privatizarea strategică, și 80% s-a realizat în favoarea capitalului rusesc, e adevărat. Domnul profesor, stați puțin. La ce mai era nevoie instituția de care vorbim? Puțin, vă rog frumos. Ați spus ceva legat de piața universității, v-am întrerupt. Vă rog frumos să continuați. Deci piața universității a fost anticomunistă. Corect. Și anti-Iliescu.
Pentru că eu mi-aduc aminte. Era, eu am trăit-o, am făcut-o 52 de zile. Păi da, dar lucrurile astea trebuie văzute în evoluția lor. Știți ce a scris ofițerul dumneavoastră de informații atunci despre Mărieș? Dar nu era al meu. Al dumneavoastră, coleg de al dumneavoastră. Eu eram la arhivă, nu a dacă vreau un raport frumos. Ofițer de arhivă a făcut așa. A făcut un raport frumos și a scris așa. Teodor Mărieș, locul de muncă, piața universității. Sună frumos după 25 de ani. Dar hoția și devalizarea României a început cu data de 16, după ce societatea i-a rupt în 7, da? Au venit minerii, a fost o nenorocire în București. Gândiți-vă, da? Că până din... la piața universității care a început nu în, vorbim, pardon, în aprilie, da? Da? Deci până atunci avuseseră loc două mineriade, da, care a sfâșiat. Ianuarie, societatea românească. Eu am spus-o odată la de fapt, mai mult o emisiune televizată, că din punctul meu de vedere vorbeam de terorism, nu știu ce, intern, și am spus, dom'le, și România a avut terorism intern. Nu uitați mineriadele. Mineriadele. Ăla este, ăla e, da, dar ăla e terorism din interior, spune, ăla este terorism. Terorist de stat. I-a luat același, același zi, da, jurnalist de la TV1. Scriam noi atunci că e terorist puțin, de stat, deci, mineria. Doamna scria, eu făceam. Deci eu am scris, după aia am semnat mai exact către Curtea Europeană. Eu am spus lucrul ăsta la TV1. Către Curtea Europeană. Când, domnul, când? Acum vreo mai mulți ani în urmă. Vedeți? Asta domnul e diferența dintre profesor noastră și noi. Da, nu, eu nu m-am întrebat niciodată cu dumneavoastră. Nu, va, a rezultat de undeva că eu m-am întrebat cu dumneavoastră. Nu, dar noi nu avem niciun interes am să acoperim niște... Am dar eu am... Am o informație eu, proaspătă. Ca istoric n-am niciun interes. Am o informație istoric, proaspătă. Vă rog, și nu vreau să... Nu vreau să o citez eu ca să nu par... că fac reclamă asociației. Nu, am câștigat, dar ce s-a întâmplat? Asociația 21 decembrie 89, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ne-a comunicat azi că hotărârea numărul 4 din cauza Bosânceanu versus România a rămas definitivă la 4 februarie 2015, fiind obligația agentului guvernamental și autorităților statului român să o pună de îndată în aplicare. Cauza privește un număr de 34 de persoane, ale căror plângeri promovate de Asociația 21 decembrie au fost conexate și soluționate la data respectivă. Curtea a constatat că plângerile promovate de Asociația 21 decembrie că s-a încălcat articolul 6 din convenție în cazul acestor persoane participante la nu merge asta, să știi, la probabil că s-a blocat, da, foarte lung. Deci este vorba despre pentru prejudiciu mai departe, da? Pentru prejudiciu rezultând din tergiversarea fără precedent a acestor cauze, adică da, a mineriadelor a revoluției și a revoluției. Da. Este dar vorba... nu este prima nu decizia. Este prima, nu este ultima. Nu este ultima, că sunt mai multe plângeri. Este un schimb, un lucru care este pentru prima dată în România. Guvernul român n-a făcut recurs. În sfârșit, este în genunchi. Deci nici măcar n-au mai avut curaj să mai facă recurs la această decizie și a rămas definitivă. Așteptăm să vedem la decizia dată de curte în ianuarie, în 27 ianuarie, dacă va face recurs în cazul 80 de membri asociației, da, 21 decembrie. Sunt pe grupuri, au făcut. Nu, a fost un grup de 112. Nu, da, recunoașteți că totuși după 25 de ani putem discuta absolut normal, fără niciun fel de astea, despre, mai ales dar despre momentele. Nu ne-am omorât nici atunci, domnul dacă profesor. Dacă ne încingeam România, la o discuție de asta în 90, mi-e frică că, bine, depinde că fiecare după revoluție, reiau ideea care am spus-o că i-a plăcut doamnei și ar fi interesant să discutăm despre asta, nu înseamnă că vreau să fug. Discutăm despre asta foarte mult, că m-am documentat foarte mult. La ce vă referiți? Și foarte multe documente. Perioada Revoluției. Da. Dar vreau să revin acum la asta. Noi le-am trăit, doamnele le-au scris, eu... Nu, eu, nu, nu, și eu ce-am făcut, Doru. Și eu ce-am făcut. Știați că în 21... Deci în 21 seara. Și la mineria de. Și a doua zi, în 22 de dimineață, până la ora... 8.20, când a dat ordin generalul Vlad să se ridice acest dispozitiv din exteriorul. Erau 400 de generalul Vlad de este ofițeri. Personaj pozitiv. Nu am spus nici că e pozitiv, nici că e negativ. Foarte mulți din foștii ofițeri îl acuză că a trădat. Eu nu pot să-mi permit treaba, haideți, e treaba lor. Nu mai spuneți că a trădat, eu n-am fost acolo. Nimic. Eu dacă n-am fost Vlad acolo, eu a nu zis pot așa. Să...
executați ordinele, cum am stabilit înainte, înainte când, pe 17 decembrie, după teleconferința lui Ceaușescu. Știți cum e asta? Când există un loc stabilit de întâlnire și zici, ne întâlnim la ora 5 acolo. Și știi eu numai nu apăr pe nimeni, eu apăr adevărul istoric. O să fac o rugăminte, dacă tot a venit vorba de generalul Vlad, domnul general. Am o rugăminte la dumneavoastră. Luați-vă criminalul din reclamă, că într-o zi mă supără și chiar stăm de vorbă amândoi. Deci luați-vă generalul din reclamă, știți la ce mă refer? Ăla care 90, pe unii ne omora, în 1990, eram colegi de pușcărie la Jilava. Eu am făcut pușcărie cu CPX-ul, inclusiv cu domnul Vlad. Luați-l de pe ecran, pentru că nu-mi pică bine atunci când văd omul care vrea să mă omoare 90. Poate dumneavoastră, pe dumneavoastră v-a salvat. Vă rog eu frumos, luați-l, dar repede. Nu cumva acela care a apărut alături de Coldea când a venit o staff? Nu. E, știe la ce mă refer, domnul Vlad, să apărut, din reclamă de acolo. Și acolo a apărut șeful direcției de acoperiți. După piața universității a început devalizarea României. Iar după 25 de ani... Deja piața universității era acolo și în barul Luna de la Intercontinental se stabilea cine ia petrolul, cine face contrabanda. Gelu Voica în Voiculescu, lăsați-mă că știu că am stabilit. A început devalizarea României cu acordul... Așa zici liberali. Ca să putem veni și la zi. Eu am vrut să spun altceva. Că, deci a ridicat dispozitiv, iar în 21 seara, că, voi, cred că vă interesează informații. În 21 seara eram cu Vlad, față în față cum stau cu Vlad. Deci eu în ziua, în 22 seara, în ziua de 21 dimineață la ora 5 jumate am rămas singur la arhivă, singur, tot, aveam vreo 10 oameni care au întărit dispozitivul din fața balconului și a pieței. Era un piață. Ei, pe data de 15 ianuarie 90, de la Procuratura Militară a venit ordin ca toți ofițerii, da, care au participat acolo să facă un raport despre ce a făcut de când a... Da, nu e nicio noutate de încitit. La arhivă s-au adunat toate și am apucat să le citesc. Cine, asta am să vă spun. Cine vreau era, să vă spun că sunt... Cine era procurorul care a dat ordin? Diacon? Diaconescu. Era Gigi Diaconescu. Mai aveam o întrebare. Da? Dumneavoastră ați văzut aceste rapoarte a tuturor ofițerilor care au fost în stradă? Că toți au mințit. Unde există? Acolo. Unde există aceste rapoarte? Le-am predat la procurat. Ele s-au adunat la noi, la arhivă. Foarte și eu nu știu, le-am ținut o zi jumate, le-am ținut. Și vă dați seama dacă tot era în consemnat acolo. Și le-ați predat cu lui Mugurel Florescu? La Procuratura Militară. Cred că la dânsul s-au dus. Opa, Cherecheanu, pentru că ele nu fac parte din dosar. Din păcate. Mugurel Florescu. Mugurel Florescu. Eu vreau să vă mai întreb ceva. Eu vreau să vă spun. Cât am stat la arhiva acolo, întotdeauna mi-am făcut lecțiile. Am studiat, n-am tangiat chiul, eram chiar foarte, foarte bucuros. Păi cum strageți chiul când aveți așa aur? Cunosc cât mai mult. N-am plecat niciodată cu niciun... N-am plecat niciodată cu niciun document de acolo. Întotdeauna am avut acces numai cu aprobare. Dar le-ați lecturat. Ați văzut declarațiile... Reset, n-a vintea de a strângă nimeni. Inclusiv al domnului Maior de la Revoluție? Care Maior? Tatăl sau fiul? Nu. N-ați văzut-o? Acum să nu mă... Dacă eram acolo... Gândit, e o răspuns pe care vi-l-ați dat. Dar ce structuri erau băieții la vremea? Da. Nu, mi-a dat răspunsul. Acum m-ați contrazis și acum dați înapoi. Eu am văzut-o. Eu nu vă contrazic pe dumneavoastră, că n-am nici un interes să vă contrazic. De asta v-am întrebat direct. Vreau să vă mai întreb ceva, domn profesor. Dar faptul că a stat și v-ați gândit, domn profesor, am înțeles. Între actualii... Nu, că nu-mi place să mint. Da. Între actualii, nu vă cer să dau nume, că știu că nu puteți da. Între actualii, dar de ce, dragă, că au trecut 25 de ani să dau nume? Dar nu vorbesc de atunci, vorbesc de acum. Între actualii oameni... Da, eu trăiesc în mijlocul lor. Mă las să termin întrebarea. Între actualii oameni politici și oameni de afaceri cu dosare spectaculoase la parchet se află acoperiți ai serviciul, ai securității? Se află și în pușcărie.
Lasă să vedem ce răspunde. Voi puneți întrebări de astea foarte savante. Nici nu poate să-ți răspundă că toată ziua la antena 1, 2, 3 sau 4. E foarte, cum să vă spun, un singur lucru. Sunt anunțate trafic, să luăm trafic să vă rog de informații. S-a făcut și se va mai face. Cât de mult ne-am gândit noi să perfecționăm sistemul legislativ. Dar noi nu referim la trafic de informații, referim la furt din banul public și din... Și... Asta ne referim. Una e furtul din banul public și alta este dosarul care este instrumentat. Îi mai apărat să lăsați să facă... Eu nu am apărat niciodată că păi nu e treaba mea. Care aparține, eu sunt istoric, pe mine mă interesează adevărul istoric și de-aia am venit adică și să vin ajungă tot timpul cu plăcere doamnelor, acoperitul în închisoare. Publicitate, trebuie să luăm publicitate, nu avem încotro, dar o întrebare scurtă aș vrea să pun. Înțeleg tot ce se întâmplă într-un serviciu care are nevoie inclusiv de finanțare. Dar credeți că o finanțare a serviciului trebuie să fie sub control sau băieții să-și facă bani singuri, să nu dea raportul la nimeni, să nu spună câte firme au, câte cârciumi au, câte tranzacții fac, câți bani europeni vin și le redirecționează la câtă evaziune ofițerii fac. Sub acoperire. Câtă contrabandă. Da? Către contrabandă nu mai vorbesc. Credeți că este corect să știm de banii care îi iau serviciile și îi folosesc sau... Teoretic, da. Practic, vă spun eu acum, da? Cu orice fel de risc să arunce fiecare cu ce vrea în mine. Practic e imposibil. De asta Emil Constantinescu a desființat firme și vă demonstrez istoric imediat. Da, mă lăsați puțin să spun și eu ceva. Emil Constantinescu a desființat, a interzis printr-o hotărâre CSAT ca serviciile de informații interne să aibă firme sub acoperire. Numai SI avea voie și era foarte bine pentru că se și mai micșora. Și da. În 2001 când a venit Iliescu, iar a dat liber la firme sub acoperire, la ofițeri acoperiți pentru ca să nu răspundă penal și era un ghesuial acolo să devină tot. Iar Timoși a făcut ravagii și și-a lăsat și un înlocuitor pe măsură. Toți revenind după publicitate. Dacă vreți să știți părerea mea, o să vă spun, e cea mai